Un călugăr din satul Butuceni, raionul Orhei, a fost găsit mort după ce ar fi căzut de pe o stâncă. Tragedia a avut loc marți. Potrivit poliției, bărbatul de 50 de ani slujea la biserica din Butuceni de 2 ani. Corpul neînsuflețit a fost găsit la poalele stâncii de un localnic din Trebujeni care a alertat autoritățile. Veniți la fața locului, medicii au constatat decesul, produs cel mai probabil în urma traumatismelor suferite în urma căderii de la înălțime. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele.